Strada Republicii numărul 1A, lângă fosta cooperativă Progresul. Aceasta este noua adresă a parchetului de pe lângă judecătoria Reghin. Instituția și-a schimbat sediul pentru a lăsa sălile din incintea judecătoriei la dispoziția judecătorilor reghineni. Motivul pentru care ne-am mutat a fost pentru a ne asigura niște spații adecvate activității noastre. Și un alt motiv a fost acela al necesității judecătorilor de la judecătoria Reghin de a se extinde. Judecătorii acum sau până să ne mutăm noi stau doi sau trei într-un birou, astfel încât prin eliberarea birourilor în care a funcționat parchetul, respectiv procurorii, vor putea să-și desfășoare activitatea singur, un judecător într-un birou. Autoritățile spun că există o tendință la nivel național de separare a celor două instituții, însă colaborarea dintre ele rămâne aceeași, iar procurorii iau drumul judecătoriei de câte ori este nevoie. Ușor complică lucrurile, pentru că au fost nu puține cazuri în care urgența impunea prezența procurorului în sala de judecată alături de judecător la cauzele în care participarea procurorului este obligatorie, și aici ne referim nu doar la cauzele penale, ci și la cauzele civile în care prezența procurorului este obligatorie. Și procurorul este oarecum anunțat repede și tot la fel de repede ar trebui să fie și prezent procurorul la judecarea cauzei alături de judecător. Acum ne vom organiza, ne-am organizat într-o oarecare măsură, sper să nu fie sincope, să nu fie probleme și să ajungem în timpul cel mai util la judecătorie pentru a judeca în mod normal, în condiții normale, cauzele. Cetățenii din zona Reghin trebuie să știe că parchetul are un program special cu publicul și personal desemnat să le ofere sprijin în soluționarea cererilor. Cetățenii au acces de la ora 9 până la ora 12, pot să depună plângeri la noi. Avem organizat un birou de relații cu publicul în care fiecare persoană interesată, dacă dorește să intereseze de un dosar sau să depună o plângere penală, se poate adresa parchetului. Acest birou se află la parterul unității. Am și organizat un program, fiecare grefieră prin rotație face de serviciu acolo, fie că este vorba de informații referitor la un anumit dosar, fie că dorește să depună o plângere, acea persoană este oarecum ajutată de grefier sau de procuror atunci când este vorba de o plângere penală și necesită prezența procurorului. Parchetul Reghin are o schemă de 7 procurori, însă doar 6 dintre posturi sunt ocupate. Alături de magistrați lucrează 4 grefieri și un șofer, astfel că numărul angajaților din instituție ajunge la 11.